O femeie în vârstă de 30 de ani a luat foc pe masa de operație în timpul unei intervenții chirurgicale cu laser la Spitalul Universitar din Tokyo. Cauza nefericitului incident s-a dovedit a fi flatulența necontrolată a pacientei, care a luat foc sub acțiunea laserului chirurgical, provocându-i arsuri pe o mare parte din corp. Pacienta anonimă era supusă unei operații cu laser pe col uterin în momentul în care au avut loc scurgerile de gaze intestinale care au provocat incendiul. Deși incidentul a avut loc în luna aprilie, evenimentele au fost relatate doar după ce o echipă de experți a investigat cazul, ajungând la concluzia că flăcările au fost cauzate de flatulența pacientei. Când gazele intestinale ale pacientei au fost eliberate în sala de operație, acestea au fost aprinse de iradiația laserului, iar arderea s-a răspândit, ajungând în cele din urmă la cerceaful chirurgical și provocând flăcările, s-a arătat în raportul experților. Din nefericire, femeia a fost lăsată să țipe în agonie după ce a suferit arsuri pe o mare parte din corp, inclusiv pe talie și picioare. Comunicatul lansat de spital precizează că în sala de operație nu existau materiale inflamabile în timpul intervenției și că echipamentul funcționa normal.